Bună ziua și bine m-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Deci tema pentru acasă. Clasa a 7-a. Suntem azi în 20 a 11 a 2018. Trebuie să spun că tu mi-ai zis că mulțumim anilor reale, nu? Ați făcut ce temă? Unde sunteți acum? Am făcut sumerii raționale. Deci, când ai făcut radical, înseamnă că ai făcut mulțimea numerelor iraționale. Da. În concluzie, spunem așa, hai să vorbim de mulțimi de numere. Mulțimi de numere. Prima mulțime pe care o învață și Mario, care e mulțimea numerelor pe care ai învățat-o tu? 0, 1, 2, 3, spui tu așa, numerele acestea, da? Se cheamă asta mulțimea numerelor naturale. Da? Mulțimea numerelor naturale. Care în ea punem elementele următoare. Așa se notează. Mulțimile se notează cu litere mari, și pentru Mario vorbesc, și pentru David știe asta. Și punem elementele înapoiate. Deci e vorba de elementul 0, 1, 2, 3 și mai departe puncte. Da? Până la plus infinit. Deci o infinitate de numere. Omul și noi, Davide și Mario, am simțit nevoia să înțelegem ceva cu numerele acestea. Când spun 2, eu înțeleg că sunt două obiecte. Adică prin cifra asta, prin simbolul ăsta, înseamnă că număr două obiecte, două caiete, două creioane, două pixuri, două stilouri, doi căluți, două pisici și așa mai departe. Prin asta, prin simbolul ăsta, oamenii s-au înțeles la nivelul globului. Cu simbolul ăsta, asta facem. Numai că într-o altă limbă, dar același lucru semnifică 2. Dar mai mult, am vrut să vedem, să și materializăm acest lucru. Și de aceea, am considerat o dreaptă și undeva aici am fixat pe 0. Iată, aici, îl fixăm pe 0. Printr-un punct. Îl fixăm pe 0. Lecția asta vreau să... M-am venit acum cu propunerea asta, mulțumesc, și mi-ai lăsat libertate să fac ce vreau eu. Vreau să fac o lecție așa pentru foarte mulți care vor vedea să înțeleagă foarte bine mulțimea numerelor reale. De aceea, plecăm de la mulțimea numerelor naturale. Aici am pus pe 0. Și ne-a luat un segment ca unitate de măsură. Și... cu ajutorul acest segment, îl vinem și zicem, aici am să pun pe 1, la distanța asta, 1. Apoi, încă o dată, punem 2, pentru că ne-am depărtat de 0 cu două segmente. 2, apoi 3, apoi 4, apoi 5, și așa mai departe. Puncte, puncte. Și așa, uite, continuăm la, până ajungem la, unde aș face, la plus infinit, nu se ajunge niciodată. Dacă ar fi să numărăm, practic, dreapta nu se sfârșește niciodată. Cum să vă spun? Dacă generații de-a rândul ar încerca să ajungă la capăt, nu ar ajunge niciodată. Deci de aceea, prin simbolul acesta plus infinit, semnificăm neajungerea. Nu ajung niciodată. Sigur, acum au rămas multe puncte pe aici neacoperite. Deci, un punct l-am acoperit cu 0. Pe un alt punct cu 1, pe altul cu 2, pe altul cu 3 și mai departe. Apare ideea, dar pentru acestea ce înseamnă? Și nevoia practică ne-a propus să încercăm să ne ocupăm, să acoperim toate zona, toate punctele. Absolut. Aș vrea să îndesăm dreapta. Să nu rămân niciun punct al dreptei în dreptul căruia să-mi punem ceva. Și atunci, 1 pe 2, o jumătate. O jumătate sau 0,5 înseamnă dăm pe ăsta tot întregul în 2 și aici punem pe jumătatea 1,2 sau 1 pe 2. 1 pe 2 care înseamnă 0,5. Acestea nu mai sunt numere naturale. Deci nu mai sunt 1, 2, 3, 4. E jumătate. Dacă e jumătate, deci iată 0,5. E de parcă aș fi împărțit tot întregul în 10 părți.
Și noi am fi luat mai 5. Deci prin 1 pe 2, înțeleg eu așa, că împărt, împart tot de 3 ori în câte părți sunt, 10 părți, și am luat doar 5 din ele, 5 zecimi. Deci aici numim zecimile, numărăm zecimile. Și așa o să vedem exact cum putem proceda mai departe. Dar au rămas zona asta, nu mă ocup din loc de ea? Iată o problemă. Ce fac cu zona asta? Sigur că și aici am destoi. Că au apărut acele numere negative. Când zicem minus 1, minus 2, minus 3. Da? Cele negative, Mario, le pune de acum aici. Știm că le punem în stânga lui 0. Da? Minus 1. Adică, iată, încă o dată, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, și așa mai departe. Și tot minus, 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 zicem minus infinit. Le ducem la minus infinit. Deci în partea asta punem pe cele 1, 2, 3, 4 naturale cu care învățăm noi și voi învățați până în clasa a 6-a, la sfârșitul clasei a 6-a, din păcate, așa școala românească gândită, la sfârșitul clasei a 6-a introducem pe cele negative. Ei bine, acele toate naturale, împreună cu astea negativele, minusul, formează numai de mulțimea numărului întregi. Aici naturale, naturale, și cu Z, așa mătăm, mulțimea numărului întregi. Deci e vorba de puncte, puncte, vinind la minus infinit, cu alte cuvinte, minus 3, pe urmă, cine ar urma mai aproape de 0? Mario, cu Mario. Minus 2. Minus 2, corect, Mario. Apoi? Să nu zici unde ești și tu prezent în lecții. Minus 1, apoi? 0. 0, apoi? 1, 2, 3, 4, și așa mai departe. Asta e mulțimea numerelor întregi. Deci mulțimea numerelor întregi e formată din naturale toate, aici e natural, mulțimea numerelor naturale, și mare încă în plus, e mai mare, e mai amplă, conține pe toate naturalele, numele naturale, și încă în plus, minus 1, minus 2, minus 3 și mai departe. De aceea vom spune că mulțimea numerelor naturale, naturale, ce, cum este față de mulțimea numerelor întregi? Naturale. Da. Păi, N se cuprinde, este inclus în Z. Asta, inclus. Și N, iată, scrim așa. N este inclus. Uite, ăsta e simbolul. N este inclus în Z. Deci, mulțimea numerelor naturale o conțin de mulțimea numerelor. Se află în Z, da? Mulțimea numerelor naturale se află în Z. Z e mai amplu. Cuprinde și pe N. Da? Nu ne-am putut descurca. Când la piață, când ne ducem, nu putem să cumpărăm numai 3 kg, 4, 5, 6 sau... Și am avut nevoie de jumătate. Vreau să iau și jumătate de pâine. Jumătate de pâine, ca să reprezint, mi-a trebuit o altă mulțime. Da? Jumătatea, mulțimea numărul Q. Deci, Q este cea de aici întregi. Și cealaltă mulțime, Q, așa notată, conține toate fracțiile cu putințe, de tip mute în N. Unde M este diferit de 0. Cine? N este diferit așa. De 0. Dar M și N ce sunt? M și N. Deci nu e în numere. Adică? M și N de unde se ia? M și N. Z și din Z. Din mulțimea numerelor întregi. Și cu precizarea că nu e diferit de 0. Foarte important. Deci, Z-ul inclus în Q. Poți să-mi dai exemplu când Z-ul inclus? Când Z-ul e egal chiar cu Q? Când o fracție devine număr întreg? 4 pe 2. 4 pe 2 este 2. Da. Deci când o fracție devine număr întreg? Când numitorul este 1. Când numitorul este 1. Da. Deci toate fracțiile care au pe numitor... 2 pe 1. 2 pe 1, 3 pe 1. Da. Și mai departe. Da? Deci, ce putem spune? Că la rândul ei, Z este inclus în Q. Da, și de jos. Da? Deci, da, de Z inclus în Q. Deci, dragilor, N inclus în Z, Z inclus în Q. Q înseamnă toate fracțiile cu putință. Bună oară când zic fracția
1 pe 4. O pătrime. Știi tu, Mario, cât înseamnă o pătrime? Un sfert. Un sfert, mă, corect. Un sfert. Adică întreg o fost împărțită în 4 și mi-ai luat una, o singură parte. Da? Și dacă faci cu zecimale, cam cât ar veni? 0,25. El mi-a răspunde că e 0,25. Adică, practic, întregul a fost împărțit în 10. Așa trebuie să înțeleg eu. Că tot întregul, uitați, asta a fost întregul. Adică de la 0 până la 1, să zic așa, de la 0 până la 1, am făcut aici mai mare. Am făcut mai mare ca să vadă, să putem să înțelegem mai bine. Și l-am împărțit pe întregul ăsta în 10. Deci, una, două, câte trebuie să pun de asta, liniuțe, Mario, mă interesez? 8. Pentru că două sunt deja puse. A. Câte trebuie să pun? 8. Da. Câte trebuie să pun? 8. Pentru că încep pentru 4. 4? Pentru a împărți în 10. Pentru a împărți în 10, câte trebuie să pun? 8. Și cu cele două lângă? Ai, într-un fel, dar mă gândești un pic, ești foarte aproape. 9 trebuie să pun. 9. Uite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Pentru că s-au făcut 10. Da? Unul din ele, nu se capăt, e nevoie de el. De ce? Pentru că de așa este pus 1. Dar numai 9 am pus. De acord cu asta, da? Da. Concluzia este următoarea. Și când am zis 0,25, luăm mai 2. Asta înseamnă că de la 0, din cele 10 zecimi, din cele 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luăm numai 2. 1, 2. 2. Și din a treia nu luăm pe toată. Din a treia. Asta de a treia trebuie să o împărțim iar în 10. Iar în 10 și vom lua numai 5. Deci, a treia, dragilor, hai să ne închipuim că o avem din nou împărțită aici. Hai să o desenăm cu culoarea asta. Da? Deci, ca să înțelegem că am luat-o de aici, am dus-o la o altă scară, am mărit-o de 10 ori și acum o împart în 10. Deci, câte pun, Mario, câte pun? Câte linuțe pun? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sigur că da. Și luăm din ele 5. Deci, din cea de-a treia, am împărțit-o în 10, la rândul, și am luat doar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iată, acesta este 0,25. De 0,25, practic, este un punct care e pe aici undeva plasat. Da? Ca și cum ar fost asta împărțită în câte? În 10. Sau ori 0,25, ori 10, 1 pe 4. Deci cel mai la îndemână este să împărțim tot întregul ăsta în câte am pus, să împărțim în 4. Ca să-l împart în 4, am dat în 2 și încă o dată în 2. Da? Și iată cum 0,25 sau 1 pe 4 aici se află. Dragilor, este foarte tare să înțelegem bine chestia asta. E foarte important că altfel toată discuția asta a numerelor zecimale rămâne undeva suspendată. Tu nu-ți imaginezi foarte bine cum anume se reprezintă 0,25. De 0,25, care înseamnă o pătrime, mi-e ușor să fac o pătrime, că tot întregul împart în 4 și dacă iau eu o singură pătrime, acesta este segmentul, da? Punctul 0, o pătrime, înseamnă un punct pe dreaptă, aici undeva situat, asta e o pătrime, care înseamnă 0,25. În zecimale înseamnă așa, am două zecimale, tot întregul am împărțit în 10 și am luat doar 20 mare, iar cât privește pe cea de-a treia, nu mai pot reprezenta aici pe loc. Vă dați seama ce aș face. De fapt,
ar trebui să împartă într-o sută, și eu să iau câte? 25 din ele. Aici, cum înțelegi? 25 de sutimi. Da. 25 de sutimi. Da? 3 pe 4. Cât înseamnă 3 pe 4? Zi-mi, Mario. 3 sferturi. 3 sferturi. Adică 1, 2, 3. Aici ar fi. Deci aici ar fi 3 pe 4. 3 sferturi înseamnă un punct pe dreaptă, un singur punct pe dreaptă, și ca depărtare de 0 înseamnă 3 sferturi, mai spus lucru. Sau altfel, câte numere decimale? Dacă aș face împărțirea, ar fi 0,75. Pentru că un 0,25 cu un 0,25 cu un 0,25 înseamnă 0,75. Ce înțelegi tu, Davide, prin 0,75? 75 pe 100, adică întreg a fost împărțit într-o 100. Și care sunt 35 de ceva. Deci, a fost, de-aia spui tu, 75 pe 100, deci tot întreg a fost pe 100 și mi-am luat 75 din el. Deci, când zici 3 pe 3, îmi zici 0,75 de sutimi. 0,75 de sutimi. Da? Ei, deci, înseamnă că te-am spus 0,75 sutimi. Vezi? Dar, dacă zic 1 pe sau 3 pe 1000. Cum traduci tu pe 3 pe 1000? Pe 1000, 0,00. Deci înseamnă 0,003. Adică sunt 3000. Ca și cum tot întregul a fost în câte împărțit. Așa trebuie să înțelegi, că e 3 ori 1 pe 1000. Ca și cum tot întregul a fost împărțit într-o 1000 și noi am împărțit și am luat doar 3 din ele. Este și el un punct. 3000. Este și el un punct pe axă? Pe dreapte? Scrieți 3 ori 1 pe 100. 3 ori 1 pe 1000. Pe 1000. Așa. 3 ori 1 pe 1000 face 3 pe 1000. Da. Și înseamnă că 1000 și noi câte miimi de acestea am luat? 3000. Da? E corect cum am scris. Este și el un punct de axă? Da. Da? Și 3. Este undeva. Unde este? Mai aproape de 0 sau de 1? De 0. Foarte aproape de 0. Foarte aproape de 0. Ca și un tot întregul l-am împărțit în câte? Într-o 1000. Și noi am luat câte? Câte bucățele de acele? Mii de acele? 3. Dar acesta, ce zici tu, este... Am să dau scriu un număr așa. 0,00007. Este și el un punct pe axă? Da. Dintre astea două, dintre 003 și 0,007, care e mai mare? 0,003. 0,003 e mai mare. Da. Că la miimi are 3 și aici sunt 0 miimi, da? Da. Bun. Deci mai aproape de 0 cine este? 3, 1, la 2, la 3. Cum? A spus la al doilea 0, la al treilea 0. Așa. Aici trebuie să pun, da? Bun. Câte întrebarea este? Cine e mai aproape de 0? 0,003. 0,003. Sigur? Da, 0,007. Uite. Corect. 0,007. Ăsta e mai aproape de 0. Care am de 0. Sigur că da. Sigur că da. E foarte aproape. Cu cât e mai depărtat, cu atât e mai aproape. El e mai mic, ăsta e mai mic decât ăsta. Că tu ai spus. Că 0,03 e mai mare decât ăsta. Dacă e mai mare, e mai depărtat de 0. Asta e mai aproape de 0. Da? Dar acesta. 0,00000000023. M-am oprit undeva. Este și el un număr? Da. Este și el aici un punct pe dreaptă? Da. Este și el un punct pe dreaptă. Da. 0,3 în perioadă. Da, este, dar e mai aproape de tot. Nu e aproape de 0. Cum aș înțelege pe 0,3 în perioadă? 0,3. Ar zice 0,333 până aș obosi.
Și după ce aș obosi, aș mai continua. 3, 3 și așa și mai departe. Și mai departe. La nesfârșit. La nesfârșit. Deci este și el un număr. El provine din ce fracție? Din fracția care provine? Din 1 pe 3. Și ca punct de axă, mi-ar fi greu să reprezint așa periodic. Ar fi foarte greu. Sunt part în 3. Sunt part, iau, dar așa ca o treime, pot să-l prind eu foarte bine ca o treime? Împart tot întregul în câte în 3 și eu una singur. Vezi? Vezi ce mare avantaj este să știi să transformi un număr periodic, de care periodic simplu, cum aici, în fracție ordinară, că fracția ordinară o poți reprezenta foarte rapid. Vreau să spun că dacă am pune toate fracțiile cu putință, care exista cu putință construite, nu s-ar umpli dreapta. Deci dreapta cu Q, cu Q, care e cea mai mare mulțime, Q, cu toate fracțiile posibile, pe care le-aș ar părea ca o sită. Da? Deci nu-i deasă, nu-i completă, sunt goluri. Sunt goluri pe dreaptă. Deci dacă punem, poți să mătezi asta, dacă punem toate punctele, da? Dacă punem pe dreaptă, dacă punem pe dreaptă, dacă reprezentăm, hai să spun, dacă reprezentăm pe dreaptă mulțimea Q, dacă reprezentăm pe dreaptă mulțimea Q, dreapta rămâne ciuruită. Dreapta rămâne ciuruită. În paranteză, rămân goluri. Da? Rămân goluri. Dreapta rămâne ciuruită. Rămân goluri. Golurile acelea trebuie să le acoperim, dragilor, cu ceva. Deci golurile acelea trebuie să acoperite. Acea mulțime a golurilor respective sunt niște numere care nu mai sunt fracții. Că tot ce a fost fracție a pus. Deci sunt numere care nu sunt fracții. Puteți să notează observații. Golurile rămase le vom acoperi cu o mulțime de puncte. Cu o mulțime de numere, da, așa, pe care o sunătăm cu I, I, și care face numele de mulțimea numerelor iraționale. Mulțimea numerelor iraționale. Radical din 2. Cum ar fi bunoară radical din 2? Radical din 3, radical din 5. Radical din 2. Radical din 3, radical din 5, radical din 11, și așa mai departe. Și așa mai departe. Așa asta e mulțimea numerelor iraționale. Nu sunt fracții. Adică nu se reprezintă sub formă de decimală. Păi cum nu se reprezintă? Ba da, sub formă decimală se reprezintă, dar are o infinitate de decimale, niciodată nu se repetă. Vrei să încercăm să distragem radicalul de împreună? Radicalul de 0,1417... Adică ce puncte? Dar la perioadă din tot până în puncte, puncte. Pui același lucru. Nu e același lucru, să fie... numere diferite, adică nu se repete niciodată algoritmul. Deci, la extragerea radicalului se întâmplă ca să nu apară un grup de cifre care se repete. Deci nu e fracție, nu se așează ca un număr periodic simplu sau mixt. Da? Da. Știi ce ar fi? Hai să dovedim asta. Hai să încercăm acum să spunem prietenul nostru, că noi ne străduim să extragem radicalul cu o precizie cu câte decimale am dorit noi, să zicem. Tu ai zis că 1,41 la școală, mi s-a spus, da?
Vei? Hai să zicem cu 50 mari. Hai să le găsim pe primele 50 mari de la extragerea lui Alicalin 2. Deci la Alicalin 2 extragem împreună acum și ar fi 1, pentru că 1 ori 1 egal cu 1 și iată că rămâne 1 rest. Și atenție, eu puteam să spun virgulă și 0, 0, 0 la nesfârșit, nu după 2. Ei bine, acum am ajuns la virgulă și când ajung la virgulă se pune aici la rezultat. Și urmează acum să coboră o grupă așa de la radicale, care sunt câte două cifre, 0 și 0. Și am făcut 100. Da. Ce fac acum? Cum dublăm? Poate 2. Deci dublăm rezultatul, facem 2. Punem o cifră înmulțită cu cifra respectivă, care se apropie de 100. Da, 4. 4. De 24 ori 4, fac 96. 96 până la lui, da? Și face 4. 4. 4. Și dăm încă ori încă 2 zerouri. Și cobrăm încă 2 zerouri. Și ne dă 24. Punem 4 ca mers. Pe 4 îl punem la rezultat ca mers. Ce facem? Coborăm dublu. Am coborât două cifre. Da. 14, 24 liniuță. Cum deci? De ce 24? Păi dublăm pe 14. Cât e 12 dublat? 14 dublat. 28. 28. 28, punem o cifră înmulțit cu aceeași cifră, să se apropie de 400. 1. 1. Deci 1 ori 1. Face 281. 281. Și ce rezultat găsim aici? 9. 1. Mic. Și coborâm două cifre. Da? Da, și ne dă... 1 îl punem 282 liniuță ori liniuță. 282 liniuță ori liniuță. Și vine 4. 4? Da. 4. 4, da? Pun 4 ori 4. Aici sunt 19, da? E 1 atunci. Ca 3 în 19 de 6 ori, aș zice. E așa de 3 prima cifre, în astea 2. Păi, dar nu se poate. Nu se poate? De ce nu se poate? N-are cum, că ori fi 2820 ceva, știi? Noi trebuie să facem din 1900. Păi vezi, tu vei să spun 4. 0. 0, puneam. 0. Da. Și acum îl pune și aici. Mai cobor încă. 0. Da, 20. Să fie 2820 liniuță ori liniuță cifră egal cu 7. Ca 2 în 19. 9. Deci punem de 9 ori. Da. Deci 9 ori 9. 9 ori 9. 81, că avem 0, da? Da. 9 ori 2. 18. Așa. 8, 1. Deci 9 ori 2, 18, 8 și 1. 9 ori 8, 64, 65. 9 ori 8. Te sari la tine. 72. 72. Și cu 1, 73, 3, 7. Da. 18 și cu 7. 25. 25. Am depășit, cred că nu? Ia uite. Da. 2, 4, 5, 2, 4, 6. Nu, n-am depășit. Nu. Da? Deci, 2, 4, 6. O să ne zia 10 mari. 2, 4, 6. Vezi? Sunt aici câte cifre. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Am depășit. Oricum, o să dea un număr cu foarte multe decimale, nedefinite. Da, stai, să vedem aici. Suntem în situația asta. Ce cifră crezi că merge? 9 n-a fost bine. 7. 7, 8, dar cât ar fi? 8 ori 2, 16. 8 ori 8, 64. Deci 7 cred că merge. Ia să vedem cu 7.
Ca să lămurim așa să treabă, nu lăsăm în drum așa. Da. Ia te rog să... 7 ori 7. 14. 7 ori 7? 49. 7 ori 2? 4. 14. 7 ori 65. 7 ori 8? 7 ori 8 65 7 ori 8 56 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
Tu tai și scrii din de sub și din, nu? Cum spunem? 6 ori 6, 36. 6, 12, 1, 8 ori 6, 30, nu, 8 ori 6 ori 4, 9, 4, 12 și 4, 16. Încă o dată. 6 ori 6, 36, 2 ori 6, 12, și cu 12. Da. 6 ori 8, 48 și cu 1, 49, 9, ții minte 4, 6 ori 2, 4, 12 cu 4, 16. Da, 4, 16. Deci 1, 6, 9, 2, 3, 6. Da. Și aici am mers, da? Da. Cu 7 ce se întâmplă? Depășea. Da. Am pus 6, deci 1, 4, 1, 0, 6 și așa mai departe. Da. În calcule, aproximăm, dragilor, cu 1,41. Da. De ce cu 1,41? Că imediat urmează 0 ori. Da. Deci la minim avem 0 ori. Și atunci aproximăm, dar nu este corect. Dacă vrem să reprezentăm 1,41, e corect să reprezentăm pe radical de 2 cu 1,41? Nu. Nu. Nu e 1,41 cât este, de fapt? E 141 supra 100. 141 supra 100. Este o fracție. Da. Și el are un anumit loc. Da. Deci nu umplem golul cu 1,41. Ci radical din 2 nu este fracție, nu este număr decimal. Dacă am continuat radicalul să extragem, după am zis 1,4106 și urmează la Landala. Alandala nu urmează un grup de cifre care să se repete. Da. De aceea radical din 2 nu este fracție. Nu, observați, radical din 2 nu este fracție. Radical din 2 nu este fracție. Vreți să facem un exercițiu? Nu, vreau să demonstrăm că radical din 2 nu este fracție. Hai să demonstrăm asta. Ei, dragilor, am fost, o să te mătrăm, radical din 2 este fracție și sublinează asta, da? Acum, am sesizat, am înțeles până aici că mulțimea numerelor fracționale, toate fracțiile cu putință, și pozitive și negative, băgate pe aici, lasă dreapta, cum o lasă? O lasă cu multe goluri. Da. Da? O lasă cu multe goluri. Și atunci, dacă o lasă cu multe goluri, trebuie să le umple cu ceva. Și cu ce ne mai zic? Multe numerele iraționale. Cum ar fi radical din 2, zis, radical din 3. Dar există și radical din 17, din 5. Și acesta este număr irațional. Deci, mulțimea tuturor numerelor iraționale, împreună cu Q, împreună cu Q, fac mulțimea numerelor reale. Deci, ei împreună cu Q, ele la un loc, da. Adică golul, vecerea, fac toată mulțimea.